Bioritmurile, resurse educaționale pentru clasa 7-a. Bioritmurile reprezintă schimbări în activitatea viețuitoarelor ca urmare a variației unor factori de mediu. Bioritmurile circadiene apar ca urmare a alternanței zi-noapte. Bioritmurile circadiene la plante. Închiderea și deschiderea unor flori sau modificarea poziției florii ori a inflorescenței reprezintă un bioritm circadian. Bioritmul circadian la animale. Unele animale își desfășoară activitatea ziua, fiind considerate animale diurne. Altele sunt active noaptea, fiind considerate animale nocturne. Alte animale sunt active la înserat sau în crepuscul. Sunt considerate a fi animale crepusculare. Bioritmurile sezoniere sunt modificări ale activității plantelor și animalelor în funcție de anotimp. Unele animale sunt active pe întreg parcursul anului, altele însă depășesc perioadele nefavorabile prin hibernare, ca de exemplu nevertebratele, reptilele, peștii, amfibienii, dar și unele mamifere. Prin hibernare, temperatura corpului scade foarte mult, scad de asemenea ritmurile respiratorii, circulatorii, nu se mișcă și nu se hrănesc. Alte animale, ca de exemplu ursul, prezintă somnul de iarnă, în care temperatura corporală scade cu doar câteva grade, încetinesc funcțiile corpului, însă animalele se pot trezi. Animalele din zonele foarte calde sunt active în sezonul ploios, iar în cel secetos prezintă somn de vară. Păsările. Unele migrează în sezonul nefavorabil, ca de exemplu berzele care pleacă din țara noastră la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie, călătorind câteva mii de kilometri până în Africa. Apoi, în primăvară, se vor întoarce în țara noastră. Căutați informații despre bioritmul fizic, bioritmul emoțional și bioritmul intelectual și calculați-vă propriul bioritm în funcție de data nașterii. Spor la lucru!